Fiecare se ascunde pe unde poate de frigul iernii, pe lângă o sobă, lângă calorifer, în plapuma groasă. Dar ce e de făcut când nu ai calorifer, nici lemne pentru a încălzi soba, și nici plapuma nu ține de cald? E trist că în plină civilizație se ajunge la astfel de situații limită. Familii care nu au lemne de foc, familii care nu au bani pentru factura de gaz. Familii care nu au alimente pe masă, copii care nu au încălțăminte de iarnă. Civilizația e o foaie cu două fețe, iar noi suntem cei care putem schimba fața tristă a civilizației, deschizându-ne inimile și buzunarele. Dar hai să vă explic cum arată fața tristă și înfrigurată a civilizației. Doar două cazuri, azi la față verso. Împreună cu noi se află și de data aceasta Mihai Enea, director ASUP, Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Bine ați revenit! Două cazuri. Poate vi se pare puțin, pentru că știu că primiți o grămadă de mesaje, o grămadă de solicitări de ajutor. Da, sunt încă două provocări, pe lângă multele pe care le primim, cu care ne confruntăm, pentru că, din păcate, familiile celor care pentru o perioadă și spășesc o greșeală pe care au făcut-o voit sau nevoit, o duc mult mai greu. Chiar discutam într-o ședință pe care am avut-o, deținuții de bine, de rău, au un pat, au căldură, au o lingură de mâncare, au condiții, dar sunt familiile lor rămân acasă și dacă, dacă societatea și noi împreună nu intervenim pentru familiile acestea sau pentru copiii acestor familii, probabilitatea ca ei să ajungă acolo unde sunt părinții lor este foarte, este foarte mare. Și atunci e o datorie morală pe care cred că o avem fiecare dintre noi să fim aproape de cei care trec prin astfel de situații. Hai să facem asta. Mihaela este primul caz pe care ni l-ați adus în atenție și am vrea să-i cunoaștem povestea. Știu că o cunoașteți pe Mihaela de când era o, o copilă, de prin clasa a șasea. Clasa Mergeați patra. la ea mergeați la ea și duceați alimente. Tatăl ei ajunsese în închisoare, mama ei o ducea cum putea, din câte știu, alcoolică. Cum, da, cum le-ați ajutat? Da, da. Uh, Mi-am cum tatăl ei într-o zi a venit la mine și mi-a spus Nea Mihai, am și eu un puișor acasă, n-ai vrea să vezi cum se descurcă pentru că trecuseră, cred că vreo 6-7 ani de când nu mai știa nimic despre despre fetița lor, despre soția lor, pentru că vă dați seama: dacă condițiile de trai sunt la limita subzistenței, n-ai cum să vorbești acasă, n-ai bani, n -ai, nu poți să dai un telefon și așa mai departe. și Era în clasa 4 a patra, Mihaela, când am vizitat-o pentru prima dată. O vedem în imagine. Da, o fetiță drăgălașă. drăgălașă, plină de viață, dornică să trăiască frumos, dar, din păcate, își desfășură activitatea în condiții insalubre. Adică, locuiau într-o cămăruță, vai de capul ei, cămăruța aceea, pentru că fusese alungată din, din, casa în care locuise cu soțul ei și acum locuia și cineva și-a făcut milă de ea, de mamă și de fetiță. Trăiau doar din alocație, mama, așa cum spuneați, din păcate alcoolică, dar nu neapărat în mod voit. Adică nu era dependentă neapărat de alcool, dar ca să-și câștige un ban pentru a-și îngriji fetița, mergea să muncească cu ziua la vecini, la oamenii din sat. Iar oamenii seara, în loc să-i dea banii, dădea câte un pahar de băut și dacă îl bea pe primul, îl bea și pe al doilea și într-o zi, întrebându-o, mai Rodica o chema pe mamă. Zic, Rodica, da, tu ești mamă, Mihaela e fetița ta, ea se uită la tine, ea are nevoie de niște lecții practice și valoroase ca să poată să le preia și să le trăiască și ea la rândul ei. Și mi-a zis, domnule, decât să zic oamenii că, mă rog, sunt așa cum sunt, mai degrabă beau băutura, pentru că banii oricum nu vor să-mi dea Cam astea era situația în care am descoperit-o pe Mihaela. Am început lunar să o vizităm. La momentul acesta avem undeva între 40 și 50 de familii pe care lunar le vizităm, care au aparținători în penitenciar. Și avem așa un kit de alimente, ca să zic așa, un sac de cartofi, un bag de ulei, un bag de făină, de grâu, orez, zahăr, mă rog, strictul necesar, fructe pentru copii. Rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe Așa am cunoscut-o pe Mihaela S-a legat și de data aceasta o prietenie așa frumoasă între, între noi, între familiile noastre Ne-am vizitat, a fost la mine acasă Am luat-o tabere organizate special pentru copiii care au părinți în, în penitenciare Cred că este imposibil atunci când te implici să nu te legi de cei pe care îi ajuți da, te legi, pentru că e, e inevitabil să nu se întâmple lucrul ăsta. Mai ales că e vorba uh, de copii. Da, da, așa este. Uh, și mai ales că e vorba de copii care trăiesc anumite traume în copilărie, în perioada copilăriei. Uh, Mi-aduc aminte când am dus-o prima dată la penitenția să-și vadă tatăl. Trecuseră aproape 10 ani de când nu-și văzuse tatăl, și tatăl nu-și văzuse fata, pica și, și mama. Și uh, am luat-o de acasă împreună cu mama ei, locuie, atunci locuia undeva lângă Târgu Neamț, în apropierea orașului Târgu Neamț. Am mers la ea și am ajuns, uh, era în preajma Crăciunului, cred că 21-22 decembrie, cam așa ceva, când toate orașele din țara noastră sunt îmbrăcate în sărbătoare, ca să zic. Uh, la două am intrat pe partea penitenciarului, au stat vreo trei ore, trei ore și jumătate de vorbă, s-au bucurat împreună, mă rog, după aceea, când am ieșit pe poarta penitenciarului, deja era noapte, în noptase. Penitenciarul la Iași e în copou, pe o colină așa înaltă și tot orașul era în vale. Și când a pășit afară pe poarta penitenciarului, a văzut toate luminițele scânteind în oraș și ea a exprimat Vai de mine, nene Mihai, ce de alumânări aprinse! Ea nu avea curent acasă. Nu știa ce un bec, energie electrică și așa mai departe. Și am întrebat-o, Mihaela, ai vrea să vezi lumânările astea? Și ea mi-a zis, aș vrea. Și am mers în parc în copou, s-a gemuit sub un de în acela se uita la toate cutiile goale, din păcate agățate în braț și la luminițele acelea. Dacă n-ar fi fost fric, cred că erau minus 17-18 grade, toată noaptea cred că ar fi stat acolo. Ne-am urcat în mașină, dar și-a lipit năsucul așa de, de geamul mașinii și ofta privind frumusețile acestea care încântă doar privirea am ieșit din ea și ne îndreptam spre podul Iloaiei și deodată o aud spunându-i mamei, mamă, de acum pot să mor. Și așa am, am tresărit pentru că la orice mă așteptam din partea ei, dar la afirmația asta nu, am călcat trebuie de frână, am tras pe dreapta și am întrebat-o, Mihaela, dar de ce vrei să mori? Și mi-a zis, păi, după 10 ani am văzut pe tata și am văzut atâtea lucruri frumoase, altceva, ce bucurii să mă mai aștept. Am încercat să explic despre alte bucurii pregătite și de Dumnezeu și de, oameni, de Dumnezeu prin oameni pentru ea. A dormit în mașină și când am ajuns acasă la Orecheni, am luat-o în braț, am dus-o în camera în care dormea. Era și cameră și bucătărie, era, erau condiții grele acolo. m așezat-o pe pat, însă s-a trezit și nu pot să uit cum, așa cu ochii semi deschiși, a spus, mamă, niciodată n-am dormit așa de bine până acum. Și am zis, Mihaela, dar de ce ai dormit așa de bine? Și mi-a zis, niciodată n-a fost așa de cald ca la tine mașină până acum. Și a fost, na, prima dată când ne-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat cadou o mașină cu căldură ca să pot să aduc măcar o bucurie pentru fetița aceasta. E una dintre experiențele pe care le-am trăit împreună. Însă relația aceasta a continuat și încă continuă. În fiecare an... Până la pandemie, organizam tabere speciale pentru copiii care au părinți în penitenciar și care n-au posibilități materiale să iasă măcar din localitate până în orașul vecin, în paralel cu grupe de copii minori de la penitenciarul de uh, minori de la Târgul Ocnaș. Mergeam la Dornei, la Coșna, făceam tabere foarte frumoase cu ei acolo. Uh, ți se rupea inima când plecam pentru că se legau relații între toți copiii aceia. Aveam câte 15 copii din familii libere, 15 deținuți activități foarte frumoase, plimbări și, și au fost, au fost niște momente extraordinare care au... Chiar în povestea Mihaela, duminică am fost și am vizitat ultima dată și zicea eu, nu pot să văd cât de frumos era în tabără. Vedem o imagine dintr-o tabără. Da, un grup de copii. Aici sunt și copii de la Adra, sunt și copii de la, din penitenciar și copii care au părinți în penitenciar. Erau singurele ocazii, pentru majoritatea copiilor acestora, acestea sunt. Uh, momentele acelea au fost singurele momente în care au ieșit din casa părintească, din localitatea în care își duceau viața. Din, din condițiile grele din în condițiile care. Condițiile grele, da. Uh, erau copii care pur și simplu nu aveau curaj să, să mănânce, pentru că, văzând vesela atât de curată și mâncare atât de frumoasă, spunea, da, noi niciodată nu ne-am mâncat vreodată așa acasă și uh, mâncare gustoasă, pregătită de bucătăresele noastre. Uh, a fost un cum să zic, o, 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 o ieșire, o evadare, dacă vreți, din starea în care... Și m-a cineva, de ce faceți toate chestiile astea? Pentru că, cumva, trebuie să-i motivăm pe copiii ăștia să-și depășească condiția. Să -și condiția și starea în care se găsesc. Avem un proiect pe care încă îl desfășurăm acum și am fost arătați cu degetul de unii prieteni de-ai mei, de exemplu, suntem câțiva oameni din aștia care uh, avem curajul ca în vacanțe să luăm copii care au părinți în pușcărie în familiile noastre. Mie proiectul acesta mi se pare extraordinar, pentru că de asta au nevoie acești copii, exact. să vadă că se poate trăi altfel. E una să vezi luminile orașului care da, sunt ferice, dar e alta să simți căldura unei familii. Mm -hmm. Să vezi cum se trăiește într-o familie în care există respect, în care există iubire, în care există ordine, igienă, curățenie. Exact, exact, așa este. Mihaela a fost într-o astfel de. a fost și la mine, dar am o experiență legată de. de, de o motivație pe care a primit-o într-o familie de undeva de lângă Piatra Neamț, la Bodești, o familie scumpă, suntem prieteni și mi-a spus, aș vrea să o iau pe Mihaela Așa am mers în vacanța de Paști. A stat o săptămână sau aproape două săptămâni, nu mai știu exact. Vedem da. imaginea mămicii Da, mămicii sora de Rodica, vacanță. Da, 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 așa, suntem în vizită în cămăruța ei pe care sora Rodica cu familia ei a aranjat-o așa, măcar de fațadă. Bine, s-a terminat vacanța, s-a dus acasă, după vreo două, trei săptămâni am vizitat-o cu de alimente și pe cărăruia care ducea spre căsuța ei, am văzut așa sticle plantate în stânga și în dreapta, sticle de plastic tăiate. Eu știam ce sunt, dar am vrut să văd ce zice ea și-o întrebat-o: ce cu gunaile astea? Și ea zice, care gunai? Păi zic cu asta. Și a zis, nu, am pus trandafiri. Dar de unde ai învățat tu să pui trandafiri? Am văzut la Tanti Rodica în vacanță. Și am zis, de ce la ea să fie frumos și la mine nu? Vedeți, o scânteie aprinsă în sufletul unui copil care poate să-i schimbe și să-i motiveze uh, viitorul complet. Mă gândesc acum că uh, sunt telespectatori, ascultători, care aud de proiectul acesta, care e foarte palpabil, foarte concret și pot să ia astfel de uh, copii. Uh -huh. Încă aveți cazuri de copii care pot intra în anumite familii în vacanțe, de exemplu, sau în weekenduri pentru cei care locuiesc mai aproape de uh, cred ei. Cred că mai găsim. Cred că mai găsim, deși există un semn de întrebare, foarte mulți părinți sau bunici care își cresc nepoții, uh, se gândesc la, la... Pandemia care a fost și se gândesc nu cumva, nu cumva, nu cumva. Dar încă avem deja patru copii proiectați, programați pentru astfel de vacanțe. O fetiță este la mine, pe care o să o vedeți într-o imagine. Este, va fi în vacanță la mine. Într-o vacanță de Crăciun am luat-o pe Amalia. O fetiță în clasa șaptea care avea grijă de încă șapte frățiori. Era cea mai mare. Și am luat-o în vacanță. Când am ajuns acasă, vineri seara, am întrebat-o, Amalia, uite, mâine e sărbătoare. Dar aș vrea ca, înainte de a ne închina lui Dumnezeu, să ne spui și nouă, care-i dorința cea mai mare a ta. Și a început să plângă și a zis, cel mai mult vreau să am hrană pentru frațiorii mei. Și am zis, păi, asta am dus când am plecat de la tine acum în seara asta. Dar pentru tine, personal, ce-ți-ai dorit? Și zice, nu-ți spun. Hai, spune. Aș vrea o păpușă mare cu părul lung. I-am spus, uite, am avut și eu două fete, încă le mai am acum, dar eu nu le-am cumpărat popuși mari cu părul lung, dar uite, hai să-i spunem lui Dumnezeu și eu sunt convins că lui Dumnezeu îi place provocarea ta și o să-ți dea o popușă cu părul lung. Și a, așa s-a închis în ea și mi-a spus, nu știi, mi-a spus cineva că pentru păcatul pe care l-a făcut tata Dumnezeu pe mine nu mă mai ascultă șapte ani de zile. Și am zis, păi, nu mi-ai spus ca seară, tu te-ai rugat cu mama ta pentru mâncare? Da. Și ați primit mâncare? Da, ai venit la noi. Păi vezi, Dumnezeu deja v-a ascultat. Hai să-L provocăm pe Dumnezeu. A doua zi, dimineața am fost la penitenciar, după masă am fost la biserica unde am crescut eu la Roman și pastorul văzându-mă m-a provocat să povestesc o experiență. Și pentru că Amalia era cu mine, am invitat-o și pe ea în față, am povestit câte puțin despre ea și am rugat-o să spună care este dorința ei. A început să plângă săracă de emoții, dar printre lacrimi a spus. S-a așezat frumos pe scaun, și a venit cineva din biserică și a zis: Vrei să mergi, uite, eu locuiesc chiar lângă biserică, vrei să mergi cu mine până acasă? A mers acasă și când a intrat în sufragerie, pe canapea era o popușă de un metru și jumătate și cu părul nu până aproape de, de, de picioare. Când a văzut-o luată în brațe, a început să o pupe pe și a zis. Măcar sunt așa fericită că pot să țin în brațe o popușă lungă și doamna respectivă îi spune: E, e popușa ta? A mea? Da, e ta. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Pe doamna respectivă am cunoscut-o cu vreo 10 ani înainte, în Italia. Lucra la Firenze. A rămas însărcinată și nici n-a crezut că Dumnezeu nu-i da, nu va da o fetiță, pentru că ea își dorea foarte mult o fetiță. Și-a cumpărat haine pentru fetiță, așa mobilat casa, așa aranjat cămăruță special pentru fetiță, numai că a primit un băiat. Și înainte de naștere a cumpărat păpușa aceasta, cu 10 ani înainte. Și a vrut să dea păpușa, și ea a zis, nu, noi vom ține păpușa aceasta până când vom, vedea, vom găsi o fetiță care chiar își dorește o astfel de păpușă. Cu 10 ani înainte, Dumnezeu a știut că Amalia vrea o popușă și a cumpărat o popușă pentru ca ea să se bucure. Ce interesant cum a pregătit Dumnezeu lucrurile da, ca, da, să, da. ca Amalia să vadă că el există. Mm -hmm. Foarte frumos. Noi începusem de la povestea Mihaelei, pe care ați cunoscut-o când era în clasa a patra. Dar Mihaela a crescut, au trecut ani. Ce s-a mai întâmplat în viața ei? anii au trecut am fost bucuros că pe toți copiii îi îndemnăm ca să, să și continue studiile. Rata abandonului școlar din păcate este destul de ridicată și chiar facem eforturi, da. Am avut situații în care am plătit deplasările copiilor la școli și la licee, sau le-am cumpărat rechizite, am plătit cazare, am plătit contravaloarea cursurilor și avem copii acum care au terminat facultăți sau care încă sunt studenți la facultăți. Și la fel am susținut-o și pe Mihaela Însă s-a întâmplat că în clasa 8 -a, mama ei a murit Datorită consumului de alcool și a rămas singură A ajuns la un cămin de copii, a continuat școala și acolo Însă în anul 1 de liceu, nu, în anul 1 la o școală profesională A cunoscut un băiat și s-a căsătorit la vârsta de 16-17 ani, cam așa crezând că viața ei va fi alta decât adică să stai într-un cămin, e o viață deosebită și s-a căsătorit și sunt bucuros și fericit că Dumnezeu le-a dat i-a dat Mihaelei un, un bărbat extraordinar, care o prețuiește, care o iubește, care îi poartă de grijă și La văd că acum Mihaela are în brațe un băiețel. Da, are un băiețel care are 3 ani și, de asemenea, are o fetiță de, eu știu, merge de abușele pe jos. Nu știu câți ani are, câte luni are, vreo 6-7 luni, nu știu exact. Niște copii tare scumpi, tare scumpi. E băiețelul aici, îl vedeți și dumneavoastră, <coughs> David, îl cheamă pe băiețel. Însă, provocările nu s-au sfârșit pentru Mihaela și pentru noi ei familie acum. Soțul ei este un băiat foarte muncitor, dar din păcate, așa cum se întâmplă cu foarte mulți oameni, a rămas fără loc de muncă. Muncește cu ziua pe unde poate, unde nu poate. În perioada aceasta de iarnă chiar nu are de muncă pentru că e fântânar și nu se sapă fântâni în perioada aceasta. Și ca și cum provocările n-ar fi fost suficiente cele pe care le-a avut, Mihaela a fost diagnosticată cu ceva probleme de sănătate, a mers de vreo trei ori la Iași la Spitalul de Oncologie, a fost operată de două ori, odată la Târgu Neamț, o dată la, la Iași. După operație, la un timp foarte scurt, de aproximativ o lună de zile, nodulii de care a fost operată i-au reapărut din nou, are dureri groaznice, mâna stângă nu și-o poate mișca decât foarte greu, adică trebuie să o ia și să se ajute dimineața din pat trebuie să o ajute soțul ca să o ridice din cauza durerilor și lucru cel mai de nedorit pentru ei și pentru nimeni de altfel, băiețelul se pare că suferă de aceleași probleme de sănătate ca și mama, pentru că exact ca și mamei, -au în partea urechii drepte, da, i-au părut și lui doi ganglioni. Nu știm ce va fi. După sărbătorile acestea de iarnă, în ianuarie, după 5 ianuarie o să mergem din nou la spital și să vedem ce, ce se poate face și cu ea și cu băiețel Hai da. să vedem acum cum o putem ajuta pe Mihaela uh, concret, să înțeleg că prima nevoie e ajutorul financiar pentru familia ei, au și ei nevoie de lemne Au nevoie și ei de lemne, da urgent trebuie să, să le cumpărăm și lor lemne pentru iarnă au nevoie și de alimente, au o bucățică de grădină sunt gospodari, dar cu seceta care a fost în grădină n-au putut să facă mare recoltă și va, vor trebui susținuți mai departe uh, Problema este că soțul ei, nefiind a angajat cu carte de muncă, n-au asigurări medicale și vă dați seama, și acum când am mers la ea și i-am plătit cumva asigurări medicale pentru jumătate de ani ca să poată să beneficieze de intervenția chirurgicală, dar de la 1 ianuarie va trebui din nou să-i plătim asigurări medicale, contravaloarea aceea, pentru ca să poată să meargă din nou la spital. Nu știm ce implicații financiare vor fi la spital, terapie, operație pentru ea, pentru băiețelul ei, iar fetița cea mică, care spuneam că are undeva la șase luni, duminică m am jucat cu ea, am ținut-o în brațe, ne-am bucurat împreună și am observat cum ochiul drept îi răscapă, fuge așa, va trebui și ea dusă la un specialist ca să vedem ce și cum se întâmplă și putem să facem pentru, pentru Mihaela. Așadar, lemne, alimente... Și uh, bani pentru a plăti consultațiile uh, medicale. Asigurarea medicală și Asicurarea. consultațiile medicale. Da. Uh, avem da. și un număr de telefon al dumneavoastră. Îl repetăm. 0742 <coughs> 200 350 uh, la care oamenii vă pot suna pentru a vedea concret cum și unde o pot ajuta pe Mihaela uh -huh, uh -huh. cred că puteți să-i îndrumați spre casa Mihaelei, probabil cu că Mihaela ar fi bucuroasă să vadă că sunt oameni cu inima mare care vor să vadă concret uh, uh -huh, nevoile uh -huh. așadar 0742 200 350 și pentru că mai avem foarte puțin timp, aș vrea să ne mai povestiți și despre o bunicuță, bunica Zanfira. nu putem să încheiem emisiunea fără să vedem care sunt nevoile acestei bunicuțe care își crește singură, doi nepoți pentru că tatăl este în penitenciar, iar mama este plecată în lumea largă și nu se mai îngrijește de copii. Așadar, pe bunicuța aceasta Zanfira, cum o putem ajuta? Uh, ca și la Mihaela, ca și la Alex, ca la majoritatea familiilor în această perioadă, nevoia cea mai mare este de lemne. M-am interesat în zona dumneiei și o mașină de lemne, asta neînsemnând o mașină de aia care să ai pentru 3-4 ani, ce doar pentru iarnă aceasta costă undeva la 2.500, poate chiar 3.000 de lei. Lemnele e o nevoie uh, imperioasă, imperioasă. Nu poți să dormi. Căldură, ating. e nevoie căldură. de căldură Sigur că pentru da. copilași. Da. Uh, alimente de asemenea, e nevoie pentru ea și având în vedere că și situația ei de sănătate, problemele ei de sănătate se agravează, vreau să vă spun că bunica Zanfir, așa cum îmi place să-i spun, e în stadiul 2 de cancer pulmonar. Deja dacă depășește stadiul 2 și intră în stadiul 3, specialiștii spun că se întâmplă ceva nedorit. Dar sunt, sunt uimit de, de pasiunea pe care o pune pentru copila și O vedem aici nepoții, în imagine da, cu da. nepoțelele. Mălina are probleme și ea la ochi. I-am uh, făcut o predche de ochelari special, lentile speciale. Aproape 3.000 de lei au costat uh, ochelare pentru fetiță. Mihai, băiatul, are și el probleme la, la picioare. Are o tijă deja pusă la picior. Însă învață foarte bine și asta, asta mă motivează ca să rămân mai departe lângă ei și dragostea acestei bunicuțe care uh, spunea, putem să-i las, să-i abandonez, ca și mama lor. Dar sunt sânge din sângele meu și nu pot să-i las, nu pot să. Tata lor, probabil, eu știu, după vreun an de zile să va libera, va veni acasă, nu știm ce va fi și cum va fi, dar în perioada aceasta e o nevoie imperioasă. Da. Până vine tata, copiii și bunica au nevoie de căldură în casă și au nevoie de mâncare pe masă. Exact, exact. Duminică când am fost și am vizitat, duminica după masă era spre seară, așa, aveam același schit despre care v-am povestit și <coughs> bunica, când a văzut că le-am dus a început să a izbucnit în lacrimi. M-a luat în bucătăria ei, a scos din portofelul pe care le avea nouă hârtii de un leu. Mi-a numărat banii și a zis, vedeți, sunt singurii bani pe care îi am până peste două săptămâni când primesc pensia. Și în seara asta mă gândeam să mă duc să la un vecin, să mai împrumut un leu și să cumpăr de 10 lei ceva de mâncare la copii. Dar imediat a pus banii pe masă și a zis, copii, în seara asta bunica vă face turte în ulei calde și cartofi prăjiți. Iar copiii săreau de bucurie în sus și, cum să zic, astfel de experiențe nu te lasă rece, nu te... te motivează ca să fii aproape de ei. E clar că sunt zile în viața acestor copii când poate mănâncă o masă pe zi. Când i-am cunoscut, cam în aceeași situație i-am cunoscut, da? Mergeam la prima vizită pe care o făceam, tatăl lor mi-a povestit despre ei și uh, nu cunoșteam satul, nu aveam număr de telefon, nu aveam adresă ca să pun pe GPS nimic și uh, pe o străduță am văzut-o pe ea și pe frățiorul ei. Mălina stătea rezemată de frățiorul ei cu o căldurușă mică de prune. Era toamnă. Da. Și ne avem pe cine să întreb. Am întrebat-o pe ea. Măi, prințesul, da, știi... Și când am văzut prunele așa frumoase, am uitat că eu o căutam pe bunica lor, de fapt, dar nu știam că e bunica lor și am întrebat-o, ce faci cu prunele astea? Le vând, nene, sunt așa de bune și gustoase, hai nu vrei să le cumperi? Parcă era la piață să-ți vândă marfa. Și am zis, cât vrei pe ele? Și a zis, nu, cât vrei matale acolo? Zic, dar ce vrei să faci cu banii? Zice, îi dau la bunica să ne cumpere ceva de mâncare în seara asta. Copii care trăiesc adevărate traume din punctul acesta de vedere, și cred că merită să, să le fim Aproape acestor copii. Cu siguranță. Uh, și mai ales când vezi în copil bă, dorința de a învăța. Uh -huh, uh -huh. Și uh, știi că poți să dai o mână de ajutor, să contribui tu la, la, la formarea unui om, până la urmă. Exact. Cum exact. să stai deoparte? Da. Uh... Le-am fost aproape în toamna asta până acum, pentru că, datorită secetei, fântâna pe care o avea în curte a secat. Le-a cerut cineva 3000 de lei ca să continuă săpăturile, dar negarantându-le că va da de apă. Și atunci am, am găsit soluții ca să putem să o acordăm la rețeaua comunală de apă, și acum au în, apă în casă și sunt bucuroși. Uh, ori de câte ori merg la ei, chiar dacă merg cu mâna în buzunar, da, adică fără să le duc nimic, sunt atât de bucuroși și atât de fericiți. Iar, Malina, în vacanța aceasta de iarnă, va veni în familia noastră, va fi musafira noastră. Nu știu câte zile va rezista bunica fără ea, dar cu siguranță vreo 4-5 zile a zis că, că ne -o lasă și abia aștept să trăim încă o experiență frumoasă cu, cu Iar aceasta. Chiar nu vreau să vă las să încheiem emisiunea până nu-mi povestiți cum e când aduceți copiii acasă, când vă vin acasă, copii care sunt străini până la urmă, dar vin în casa dumneavoastră și. Trebuie să conviețuiți ca o familie. Sunt copiii noștri. Chiar dacă scriptic da, și faptic nu sunt ai noștri, dar ei de fapt sunt copiii noștri. Și ă, știți cum, deși soția stă mai mult cu ei, că eu trebuie să plec, mai ales acum pe sfârșit de an sunt programe la toate penitenciarele și vizite foarte multe de făcut, soția stă mai mult cu ele, da? Mi-aduc aminte când a fost Mihaela, am adus încă trei fete din Roma, de vârsta ei, să se bucure la noi, au dormit la noi, au mâncat la noi și întreba pe una dintre ele, a fost într-o imagine aici, ce ai dori să mănânci tu ceva special? Și a zis, știi, de atâtea ori a fost ziua mea, dar eu nu știu ce ală un tort. Și atunci soția cu fică mea cea mare, împreună cu fetele astea trei, a pregătit un tort, le-au pus pe ele să-l orneze, să întindă aluatul și mă rog, ce mai trebuie acolo, că sunteți gospodină, eu nu le-am cu torturile. Și când a fost tortul gata, explodau de bucurie pur și simplu și când au început să mănânce tort făcut de mâna lor, vă dați seama, s-a dus acasă și îmi povestea mama una, uneia dintre ele, zice, fiică mea a venit acasă, mi-a zis, mama vreau să pregătesc eu ceva, îmi cumpărat asta, asta și o luat rețetă de la soție și așa mai departe și a făcut un tort pentru Uh, Amalia pentru șapte frățiori și pentru mama ei care erau acasă. Uh, lucrurile acestea mici pe care le învață în familiile noastre, probabil că am fi tentat să zicem, ah, ce mare lucru. Pentru noi nu mai este mare lucru, dar pentru ele este un mare lucru. Așadar, Mihaela, bunica Zanfira, sunt doar două din situațiile pe care le-ați adus astăzi ca să vedem o altă față a lumii în care uh, trăim. Uh, și noi putem fi o mână întinsă pentru uh, aceste, acești oameni, acești copii ai lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu ne cheamă la asta. Uh, oamenii nevoiași sunt lăsați între noi tocmai pentru ca noi să fim mână întinsă spre ei. Să vedem ce putem face. Așa, dar lemne, alimente, alimente, asigurări medicale. Avem un număr de telefon pe care îl repet: 0742 200 350. Oamenii vă pot contacta pentru a vedea concret cum pot să ajute aceste familii. Sunt copii care au nevoie de strictul necesar. Vorbim mm -hmm. de căldură, vorbim de o pâine pe masă, vorbim de medicamente. Sunt lucruri de bază um, și orice om poate să, să vadă cum poate să uh, ajute. Eu vă mulțumesc că ne-ați dat provocarea asta. Uh, vrem să o ducem mai departe. Vrem să gustăm și noi din ceea ce gustați dumneavoastră atunci când ajutați atâtea familii uh, nevoiașe. Eu vă mai aștept pe la față, verso, pentru că sunt sigură că în telefonul dumneavoastră sunt multe uh, mesaje uh, disperate care vă solicită ajutorul. Așa este. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care vor întinde o mână de ajutor și vor pune un strop de dragoste și de iubire pentru copilașii aceștia. Unora le e frig, altora mm -hmm. le e foame. Unii nu au ghetă de iarnă, alții nu au medicamente e plină și iarna asta de nevoi. Iar cei nevoiași sunt oamenii de lângă noi, oameni ca Mihaela sau ca bunica Zanfira și probabil atâția alții ca ele. E ocazia noastră de a fi mâinile și picioarele care fac ce ar fi făcut Domnul Isus când a fost pe pământ. Altfel, la ce folos atâta sărbătoare de Crăciun dacă nu îl onorăm pe cel ce a venit pe pământul nostru pentru a sluji și pentru a iubi? Iarna e lungă, Așa că rețineți numărul acesta de telefon. 0742 200 350. Vă provoc să schimbați fața tristă și înfrigurată a României. Sunt în caporum și vă invit să dați mai departe această cauză dându-ne like, share de pe pagina de YouTube sau de pe site-ul proiectem.ro. Să dăm start lui!